Bine, ia să începem să vedem cine este alături de noi. Așa, să nu spuneți dacă se vede bine, dacă se aude bine, dacă toate sunt în regulă. Haideți și cu un mare like acolo, să ne strângem. Măcar 50-60 să fim acolo. Salutare G00, care el este aici, ne așteaptă de ceva vreme. Îl avem pe Geo23 alături de noi, îl avem pe Cominel Comicel, care desigur este alături de noi din vremuri străvechi. Îl avem pe Rașic alături de noi. Da, se vede mai bine că am altă cameră web. Da, am două camere web, dar uneori o folosește prietena mea la aceeași oră și desigur spiritul feminin, eternul feminin are întotdeauna prioritate. Alexandra T, salutare Alexandra T, îl avem pe Mocanu, Rareș, alături de noi. Naser. Salut. Bun, să vedem ce nelămuriri aveți în seara aceasta. Un Q&A și în această seară. Și după o să deschid un pic și Discord-ul să vedem dacă intră cineva. Aseară nu prea. Dar nu uitați să deveniți membri. Vineri, sâmbătă, duminică suntem pe Discord. Și acum o să deschid un pic, dar vineri, sâmbătă, duminică, sigur, după ora 20, așa plănuiesc. Bun, ia să vedem ce întrebări aveți și sigur întrebările voastre vor constitui un subiect important în această seară. Așa, Naser spune așa, la subiectul 2, dacă pică de exemplu perspectiva narrativă, are rost să facem și un mini rezumat? Nu. Prezinți fragmentul respectiv, dar raportat la tipul de perspectivă narrativă, da? Te gândești, ok, perspectiva narrativă obiectivă presupune un narator omniscient, omnipotent, omniprezent. Ok, să încerc să demonstrez pe baza fragmentului asta. Sau să încerc să demonstrez o caracteristică, măcar omniscienta. Și atunci, dacă naratorul îmi prezintă gândurile personajului, da, îl prezintă pe Andrei, de exemplu, care este măcinat de faptul că mâine are examen. Și dacă naratorul pătrunde în gândurile personajului Andrei, înseamnă că este omniscient. Și am demonstrat omniscienta. Și atunci am valorificat fragmentul respectiv, l-am valorificat la cerința respectivă, la cerința de perspectivă narrativă obiectivă. Întâlnesc perspectivă narrativă subiectivă, mă gândesc care sunt caracteristicile perspectivei narrative subiective. Și mă uit în fragment, poate întâlnesc cu memorie involuntară sau un scris anticalofil sau meditație, psihologism. Da? Asta e foarte, foarte important. Perspectivă narrativă obiectivă, relatare la persoana a treia, narator omniscient, omnipotent, omniprezent, știe tot, cunoaște tot, este peste tot. Este un fel de Dumnezeu, un fel de demiurg, da? Este păpușarul și personajele sunt păpușile sale, le dirigează, le manevrează după bunul plac. Naratorul subiectiv este narator de tip om, exact așa cum spunea și Camil Petrescu în teoriile sale, noua structură și opera lui Marcel Proust, da? O receptare de referință, o receptare critică de referință semnată Camil Petrescu, care este totodată și părintele teoretician, putem spune, al romanului subiectiv, nu doar părintele romancier. Are și teorie despre asta. Așa. Cum învăț corola de minunea lumii, că nu reușesc să o dețin deloc? Păi scrie așa. Scrie că Lucian Blaga este poetul filozof, deoarece are un sistem filozofic propriu pe care îl aplică în poezia, apoi încadrez în modernismul de tip expresionist. Spui că modernismul apare în România în perioada interbelică și este teoretizat de către Eugen Lovinescu.
apoi spui că scopul principal al modernismului reprezintă sincronizarea literaturii române cu literatura europeană, apoi dai trăsături, renunțarea la elementele de prozodie, tendința înspre arta poetică, noi categorie estetice, metafora insolită, exacerbarea eului, reflexibilitatea. Și apoi te raportezi puțin la poezie, spui că apare în 1919, este volumul cu care debutează Lucian Blaga, este o artă poetică, o poezie programatică. Apoi vorbești despre titlu, spui că prezintă un prezent etern și totodată atitudinea euului liric de a proteja tainele universului. Apoi vorbești despre temă, raportul dintre poet și cunoaștere sau rolul pe care poetul are în societate. Și apoi vorbești despre cele două secvențe. Prima secvență în care euul liric reia titlul pentru a contura încă o dată viziunea lui despre lume, pentru a contura atitudinea de a proteja universul. Și apoi cele două secvențe prezintă opoziția, lumina lui, lumina altora. Lumina altora care reprezintă cunoașterea paradisiacă, care este specifică oamenilor de știință, și lumina sa care reprezintă cunoașterea de tip luciferic, lumina luciferică care este specifică artiștilor. Așa, să sperăm că nu s-a blocat. Haideți și cu aprecieri. Avem aici un pic mai câteva probleme cu internetul, sperăm să nu se întâmple nimic. Așa, bun, să vedem. Dacă dăm un citat și uităm ce critic literar era, da, poți să parafrazezi, trebuie neapărat să dai numele criticului. Da, nu știu cât de mult ajută dacă nu știi. Așa, avem Anastasia Gabriela care mă întreabă dacă sunt șanse să pice Baltagu sau Moromeți. Orice operă are șansele ei. Așa. Tabloul 2 și 3 sunt în opoziție. Da, tabloul 2 prezintă spațiul cosmic. Tabloul 2 prezintă spațiul terestru. Tabloul 2, da, povestea de dragoste dintre el și ea. Și tabloul 3 prezintă doar spațiul cosmic, da, călătoria înspre tată cu scopul dezlegării de nemurire. Într-adevăr. Așa. Salut, poți să vorbești despre neomodernism? Da, este un curent literar care se manifestă în perioada postbelică, da, după anii 60, și presupune reluarea temelor modernismului. Și printre cele mai importante trăsături regăsim metafora insolită, tehnica engambamentului, exacerbarea eului liric și, desigur, predilecția înspre reinterpretarea miturilor. Cel mai important scriitor din perioada neomodernă este Nichita Stănescu. Sigur, mai putem acolo să-l încadrăm pe Marin Sorescu, putem să-l încadrăm și pe Ana Blandea, pe Ileana Mălăncioiu. Sunt mai multe opere. Da, neomodernism, așa cum spune și numele neo, adică un nou modernism, reluarea modernismului. Modernismul a fost cenzurat de perioada comunistă. Toți scriitorii moderni au fost cenzurați, bine, obligați să scrie în stil proletcultist. Dacă nu scriau în stil proletcultist, atunci suportau consecințele. Coleșiu. La caracterizare de personaj poți spune despre temă, titlu și alte personaje, temă, titlu, și apoi vorbești despre personajul respectiv. Îl încadrezi în statut social, oferi informațiile pe care le ai despre personajul respectiv. Apoi două segmente. E o singură trăsătură de caracter, de exemplu hipersensibilitatea, și dai două secvențe în care apare hipersensibilitatea. Câteva cuvinte despre scrisoare pierdută. Apare... Este jucată în 1884 pe scena Teatrului Național și este publicată în 1885 în revista Convorbiri Literare. Este o comedie, întrucât prezintă moravurile societății, și totodată este a treia din cele patru comedii publicate de Ion Luca Caragiale. Se încadrează în realismul de tip critic, întrucât prezintă, da, o critică a
lumii politice din perioada respectivă, ca trăsături întâlnim verosimilitatea evenimentelor, conturarea de tipologie umane, tematică socială, titlu, anticipează conținutul operei, totodată prezintă instrumentul de șantaj, este și un suprapersonaj, pentru că cine are scrisoare influențează destinul celorlalte personaje. Tema reprezintă lupta pentru politică, lupta pentru obținerea puterii. Incipitul debutează tensionat, specific unei comedii. Ștefan Tipătescu stă alături de Pristan Da și citește ziarul dezbătând un articol din Regnetul Carpaților, în care prefectul este acuzat că ar fi un vampir care suge sângele cetățenilor. Deci observăm o tensiune încă din început, o secvență importantă, apoi o altă secvență pe care o poți alege, reprezintă finalul în care scrisoarea ajunge la Zoe Trahanache și totul se rezolvă. Apoi, ca elemente de compoziție, poți să iei cum este construit conflictul prin tehnica bulgărelui de zăpadă, întrucât conflictul se sparge ca și cum nu ar fi existat, și apoi poți să vorbești la elemente de compoziție, tipuri de comic. Nume amuzante, da, Brâzovenescu, Farfuridi, Naia Cațavencu, limbaj, greșeli gramaticale, renumerație, femeie mare, ticuri verbale, Neicusorule, Puicusorule, Dandanache, care era peltic. Toate aspectele astea vor să scoată în evidență incultura personajelor. Așa, și dacă scrie aspectele astea, ai reușit. Așa. Mocanu spune așa. La subiectul 2, dacă pică rolul notațiilor autorului, trebuie spus rolul fiecarei notații din fragment. Nu e două notații, da? În principiu cam asta o să ai. Fie o să ai elemente spațiu-temporale prezentate, fie o să ai acte, scene, adică o să ai și informații despre divizarea operei în acte și scene și elementele de recuzită, să le numim așa, și apoi o să ai jocul actoricesc. Așa, poate pica doar Nikita la real sau e considerat un... Eu zic că e considerat un autor greu, adică dacă ne uităm de-a lungul timpului în subiectele care s-au dat, a fost considerat un autor greu. Așa, e vreo problemă dacă analizez întreaga poezie și nu doar două idei poetice. Păi nu trebuie să analizez două idei poetice, și ideea poetică, adică mesajul central, și să te raportezi la mijloacele artistice. Mijloc artistic înseamnă figură de stil, tehnică folosită, adică, da, dacă îți place poezia, ai o poezie simbolistă, să spunem, da, și tu știi, stai seara, citești Ștefan Petică la lumina lumânării, la lumina candelabrului, citești Ștefan Petică, citești Dimitri Anghel, citești Cincinat Pavelescu, da, citești poezie simbolistă și tu știi, ești un film cunoscător al poeziei simboliste. Îți dai seama, da? Ai o poezie de Petică. Îți dai seama că acolo ai sugestie, ai cromatică, ai sinestezie. Clar că poți să mergi pe aceste mișloace care au rolul de a sugera tematica. Adică cu cât mai mult, cu atât mai bine. E clar. Așa. Așa, ne-am reîntors. Ce se mai întâmplă și pe aici. Așa, bun. Dadad s-a întors cu evaluare națională. Ai un barem. Uită-te în barem, uită-te în barem, baremul. Așa. Am vorbit aseară despre testament, real life.
Așa, ne poate depuncta dacă la subiectul nu dăm citate sau argumente dezvoltate, dacă nu se cere. Nu. Mă să nu depășești. La 5, de exemplu, la subiectul 1, ai 30-50 de cuvinte. Dacă depășești, ai pierdut punctajul pentru redactare. Cred că sunt 20 de sutime acolo, 2 puncte. Iona e considerată grea pentru toată lumea. Așa, Nic e un băiat și dorește să fie independent. Da, nu mai mi-amintesc cu certitudine dacă Nică voia să fie independent. Dar e ok, da. Zic că e ok. Zic să te pui să mai înveți la mate. Da, dad. Ce zici? Dacă mâine ai examen la mate... Alex, salut, Alex. Bun, hai să vedem aici, să ne punem de acord despre ce operă să mai vorbesc. Cineva zice plumb, cineva zice acizosi pe vremuri. Ia să vedem. Cine vrea să discutăm despre plumb? Să scrie în chat plumb. Naser, mi-ai mai zis asta, nu... nu-mi dau cu părerea. În ultimii 5 sau 6 ani părerea mea nu prea a mai fost în conformitate cu subiectul. În 2018 am anticipat, dar oricine poate să mai nimerească din când în când un bilet, nu știu dacă nu se pricepe. Și atunci nu vreau să-mi dau cu părerea. Uite acolo, plumb, dar și ca ce sunt pe vremuri, dar plumbul se pare că câștigă. Și pe vremuri. Despre Iron aș dori. Așa. Sărăcia. Da. Sărăcia, da, erau săraci. Într-adevăr. Așa, bun, atunci să discutăm despre... plumb. Așa, salut, am înțeles că Iona este o operă putentă religioasă. Mă rog, nu chiar. Se inspiră puțin din povestea profetului Iona din Biblie, dar sigur este o perspectivă neomodernă pe care o atribuie acestui personaj. O reinterpretare a mitului respectiv în cheie neomodernă. Costache Negruții nu este considerat autor canonic. Deci cele două opere aplicate din prima. Păi, n-are ce treabă să aibă că ar fi cu tentă religioasă. Se inspiră din povestea biblică a lui Iona, care trebuia să provăduiască Ninive și se răzvrătește împotriva cuvântului Dumnezeu, dar restul nu mai e ok religioasă. Adică e un fundament, dar este o reinterpretare completă, o readaptare, să zic așa. Iona e neomodernist sau postmodernist? Iona este neomodernă, da. Postmodernismul e după anii 80. Așa, despre Moromeț am vorbit puțin și ieri. Ia să vedem puțin câte ceva despre plumb. Da, aici spune că poezia plumb se încadrează în curentul literar numit simbolism. Spune că simbolismul apare în Franța ca o reacție împotriva romantismului. Este teoretizată de către Jean Moret în revista Le Figaro cu un articol numit Le Simbolism. Și printre cele mai importante trăsături ale simbolismului regăsim sinestezia, cromatica, corespondența, sugestia, iar în România simbolismul este teoretizat de către Alexandru Macedonski. Apoi poezia plumb este publicată în anul 1916 și este volumul de debut al lui George Bacovia, volumul cu care deschide poezia cu care deschide volumul, este considerată de critica literară o artă poetică și totodată o poezie cu caracter programatic. Titlul poate fi interpretat în mai multe chei. Din punct de vedere cromatic, plumb are culoarea gri
ceea ce sugerează regularea ce grida, ceea ce sugerează cenușiul, apăsarea, plictiseala, angoasa, imposibilitatea fericirii într-o lume monocromă, cum ar spune și Nane, într-o lume monocromă care este în degradare. Apoi, din punct de vedere al corespondenței, plumbul este un metal greu, ceea ce înseamnă că corespunde cu greutatea de a fi poet în această societate ostilă, iar tema o reprezintă tristețea sau sugestia morții sau totodată condiția poetului într-o societate lipsită de aspirații. Apoi, ca elemente specifice simbolismului, vorbim despre sinestezie și putem... cromatică. Vorbim despre cromatică și vorbim despre cenușiul care domină atmosfera bacoviană și detaliem puțin. Apoi, tot la element specific simbolismului, vorbim că mai ușor despre corespondență, da? Și detaliem încă o dată. Apoi, ca elemente semnificative, ca secvențe semnificative, aici nu avem multe, avem două catrene. Luăm primul catren care prezintă spațiul exterior, în care este expus un cimitir care sugerează, desigur, moartea. Totodată întâlnim și sintagma "stam singur în cavou", care sugerează claustrarea eului liric, damnarea eului liric la singurătate. Apoi discutăm despre... Da, dai, citat din Ane, rupi. Apoi discutăm despre secvența a doua, care se concentrează asupra interiorului euliric. Deci prima secvență reprezintă exteriorul, iar cea de-a doua secvență lirică reprezintă interiorul. Da? Interiorul. Euliric se concentrează asupra morții, sentimentului de iubire. Atenție, nu avem o moarte fizică în poezia Plum, deci nu moare nimeni, nu e o mormântare. Moare sentimentul de iubire, moare speranța de a evada din această lume a capcanelor, din această lume lipsită de aspirații. Dar dormeau adânc sicriele de plum, desigur, aici putem avea un somn spiritual, da? Un somn al oamenilor din jur, și poetul, care este singura ființă trezită spiritual, se simtă, desigur, exclus din această societate. Terminați cu spamul, că vă dau afară. Așa. Dan Barbilian. Da, așa-l chema. Da, sinestezie e o figură de stil care unește mai multe senzații, da? Ceva ce poți să vezi și auzi, poți să și miroși, poți să simți. Scârțeau coroanele de plumb, este sinestezie, pentru că și vedem coroanele, da, le vedem, dar și auzim, da, vedem coroana și auzim scârțitul. Da, este o senzație, este o combinație de senzații, este o combinare între auditiv și vizual, scârțeau coroanele. Cromatică este o culoare. Așa. Apoi, corespondență. Un lucru exterior corespunde cu un lucru interior. Ăsta este. Asta este corespondența, da? Adică greutatea plumbului corespunde cu greutatea de a fi poet într-o lume lipsită de aspirații, într-o lume superficială. Așa, apoi să vedem alte întrebări. Tema incompatibilitatea dintre două recânduri. Da, la Riga, da, da, corect. Da, la Corola de Minune avem tema cunoașterii. Cadrul exterior cu ajutorul epitetelor metaforice. Da, depinde ce epitet metaforic ai găsit acolo. Dă un exemplu. Așa, crezi că mai poate pica o scrisoare pierdută după ce a picat de două ori la rând în ultimii 3 ani? Nu putem exclude nimic, orice este posibil.
Așa, plumbul ars este galben, sufletul ars este galben, galben este culoarea sufletului meu. Da, este citat din George Bacovia. Da, este un citat bun să-l ofer la început. Așa, Cominel Comicel. Am auzit pe niște grupuri că ar vin subiecte, n-am vândut niciodată subiecte. Nici nu stau, nu mai stau pe grupuri, nu mai stau pe nimic altceva, nu mă mai interesează de alții. Da, înainte mă mai prindeam așa, dar acum nu mai pasă. Când a venit oracolul din Galați, acum vreo 5 ani, să mă înjure, să mă înjure de morți, de nu mă interesează, îmi fac treaba, nu. Nu mă uit în grădina nimănui. Mă uit doar la mine în grădină, cum s-ar spune. S-au mai făcut grupuri cu identitate. Identitatea mea, mă bucur dacă mi se folosește identitatea. Caută pe TikTok Cominel Comicel, acolo am niște piese, așa, niște freestyle-uri. Aveam mai multe piese și pe acest canal, da? Piesă cu Paula din 2021, piesa se numește Nu contează. Așa, bun, ia să rămân alte întrebări. Mai pertinente, sicrie de plumb, coroană de plumb, flori de plumb, da? Mai degrabă epitete metaforice. Flori de plumb poate fi și oximoron. Pentru că florile reprezintă frumosul, nu ceva frumos, colorat, plin de viață, iar plumbul reprezintă cenușiu, ceva mort, și atunci poate fi, desigur, o degradare. Uite pe Radu, cu bifă, care are sute de mii de urmăritori, dar nu dă un share. Nici acum 4 ani, când era 8-a, nu a vrut să dea un share. Care șansele să pice a treia oară epicanul ăsta? Foarte mari. Așa, ce sfaturi aveți pentru cei care trec clasa 10-a? Să aveți răbdare, să învățați, dar nu atât de mult, adică să apucați mai mult de învățat de prin clasa 12-a. Bacul nu e atât de complicat. Așa. Alexandra Teo a venit cu dita, tot citatul ea. Are tot contextul. Pluvă culoarea galbenă, compușii lui dau un precipitat galben, temperamentul lui meu îi convine această culoare. Plumbul ars e galben, sufletul ars e galben, plumbul apasă cel mai greu pe om. Da, corect, corect. El se referea la galbenul care era generat de topirea plumbului. Foarte interesant că era, până la urmă, era viziunea lui Bacovia. L-am interpretat altfel. Noi, cei din posteritate. Așa, ce trebuie scris în caracterizare și pe care le putem folosi în relație? Păi. Așa, iar avem aici mail. Nu mail. Mai vedem. Așa. Garcia, nu, cu Garcia. Așa, a spus cândva că realismul este apărut în Franța, cu o reacție împotriva romantismului. Da. Simbolismul apare în Franța, ca reacție împotriva romantismului. Dar aici este interesant la simbolism că și reia câteva dintre tendințele romantismului. Trebuie să înțelegem puțin cronologic. Adică avem romantismul, da, care era desigur un curent literar al fanteziei, al evenimentelor extraordinare, da? Metempsihoză, da? Reîncarnări, clar, evadări în spațiu cosmic, evadări pe insule tropicale, da? N-avem nicio treabă cu realitatea. Dar după romantism apare poezia parnasianistă, care vine de la muntele Parnas, o poezie lipsită cumva de sentiment, o poezie mai dificilă, o poezie mai rece, o poezie pe care Ion Barbu, Dan Barbilianu, o adopta în România, da? Barbu scria rece. Și atunci poeții simboliști, în frunte cu Jean Moret, cu Mallarmé, cu Rimbaud, sunt mai mulți acolo, da, ei consideră că, până la urmă, poezia trebuie să fie o generare sentimentală, poezia trebuie să fie sentimentală, poate să fie rece. Poezia trebuie să fie o pătrundere în sine. Doar că romantismul, ce greșea din perspectiva lor? Romantismul numea sentimentul și atunci ei se întorc la temele romantice, doar că diferența este că poezia simbolistă le sugerează
Desigur, deși adaptează la perspectivele actuale, dar le sugerează că tot despre iubire ne vorbește și poezia simbolistă, tot despre moarte, tot despre imposibilitatea de a fi fericit într-o lume lipsită de aspirații, doar că sugerează temele, nu le numește, le sugerează. Da? Prin cromatică, prin sinestezie. Adică nu spun că e tema morții, îți dau de înțeles că e vorba despre moarte. Folosesc culoarea neagră, da, doliu. Da, folosesc imaginea unui cimitir și îți dau de înțeles că e vorba despre moarte. Așa. Parapal în basmul cult. Așa, și m-am promis că vara asta, după ce ai permisul, da, după ce au permisul și, și o să am și mașină. Dar da, dacă o să iau permisul, beba veche, direct beba veche, da, beba veche. Sperăm ca 5-a oară cu noroc. Că am mai încercat să iau. Mai încercat să le iau. De 4 ori. Așa. Da, nu pot să încadrez în curent basmul. Adică mai sunt unii care vorbesc despre... Am văzut că unii încadrau un realism complet. Nu pot să încadrez în realism. Pentru că realismul presupune evenimente verosimile, evenimente care se pot întâmpla. Caii vorbitori nu sunt verosimili. Desigur, avem o construcție tipologică realistă. Personajele, da, sunt tipologii, dar e mult, e mult. Așa. Ananas spune așa că mă urmărește de mic. Mă bucur că ai crescut alături de mine. Ai crescut generații pe acest. Purtați-l la ochelari. Nu mai purtați-l la ochelari. Nici nu mai am pe aia. Și dacă te uiți, m-am și modificat mai mult. Arăt altfel, arăt mai bine. Bineînțeles. Suntem altfel. Dacă o să merg la corecta, nu. Cred că la concert. Doar la Five Gang, dacă se reunesc. Așa, bun, mai stăm aici 3-4 minute și ne X-A-Z-E-C ne întoarcem. Ce înseamnă stil anticalofil? Știu că era la Camil Petrescu, da. Bine, asta cu caligrafie, adică să scrii exact cum simți, să scrii fără să prelucrezi cuvântul, nu să scrii greșit gramatical, nu să scrii dragele mele, aviz elevilor de 8-a, nu să scrii nu fa asta, când e vorba despre imperativ. A, băieții de 8-a. Așa, ăsta e anticalofilul. Să scrii, da, ignorând prelucrarea cuvintelor, să n-ai un limbaj atât de elevat, atât de pompos, să scrii cum simți. Așa, Alexandru Andrei, care este și membru, salut Bolosacru, mai bine anul ăsta, sigur că da. Trebuie încărcat, desigur, trebuie poliedrică, da, bună viziune, da. Perspectiva poliedrică, adică utile este privită din mai multe unghiuri. Nu fac zis unul la ele, nu face pe ea. Este corect. Iona e dramă sau tragedie, tragedie. Pentru că sfârșește tragic personajul principal. Ceas marți, bolul sacru vineri. Vineri, că vineri e vinerea sacră și atunci, desigur, vineri undeva pe la 5 și trebuie să mă trezesc pe la 4, să merg să rostesc niște rugăciuni, apoi să merg pe deal, pe muntele Taborului, trebuie să merg pe deal și, desigur, cu bolul ca să se încarce energetic, altfel nu receptează, nu prinde 5G-ul. Colțul negru depinde, o să vă zic că supraveghetorii, dacă vă lasă pe voi sau îl lipiți voi, depinde, nu e o regulă cine lipește colțul negru, trebuie lipit bine, adică bine lași pe ei că au experiență, au training făcut în specialiști pe lipit și atunci e operă dramatică, e genul dramatic, da, genul dramatic, de asta e operă dramatic, deci drama și genul dramatic nu sunt sinonime. Da, drama reprezintă evenimente dramatice mai triste, nu tragice, iar genul dramatic cuprinde comedia, tragedia și drama. Este un gen literar.
se poate copia la bac, la baie. Așa, știu că opera prinde câteva transformări. Întrupări, zici. Da, se întrupează din cer și din mare. Și are ipostază angelică. Arată ca Poseidon, zeul mării. Are un toiagă încunat cu trestii. Și apoi se transformă în o ipostază demonică din soare și din noapte. Apoi, desigur, în tabloul 3 își aude numele și redevine cine era cu adevărat pe deasupra mergătorul. Mai stăm 4 minute, să facem 40 de minute și apoi ne retragem. O să deschid un pic peste vreo 10-15 minute după ce mănânc puțin. Și Discord-ul, dacă vrea careva să intre pe Discord, Alex, Alexandru. Ne vedem acolo în camera de general, probabil pe Discord. Așa, George are examen. Așa, ce ne poți recomanda să scriem la subiect, trebuie ca să luăm punct oricum. Păi încadrarea în curent literar, trăsături. Am vorbit despre plumb, David Tănase. Poți să reiei acest live, desigur. Și poți să reasculți discuția despre plumb. Dacă scriu un citat și uit o virgulă, un semn de punctuație, nu-i cuvânt, sau dacă îl înlocuiesc din greșeală, nu cred că ar trebui să ducă chiar atât de departe. Plus că niciun corector nu o să știe citatul unde trebuia să pui virgulă. Hai, poate o fi câțiva, dar e destul de complicat. Să știe care e virgulă. Avea un prof de economie care venea și ne spunea lecții din carte, adică se și oprea unde era virgula în carte, era nebună. Dacă nu scriu chiar legat de temă, dar fac 400, da, deci în primul rând o să ai 400, să fii pe subiect ca să te încadrezi pentru cele 1,2 puncte. Eu, la real, nu prea. Secvența 1 poți să iei din strofele 1-2. Primele două strofe. Așa, bun, ne retragem, dacă sunt profesor de română, sigur că da, mamă, acum să mă retrag, sunt 4-6, da, asta este viața, nu uitați pentru cei care sunteți membri, în fila de membri, avem un link de Discord. O să mă duc să mănânc ceva și apoi să și intru pe Discord să vedem dacă e cineva. Mai vorbim despre anumită operă, mai ceva, mai una alta. Reluăm, recapitulăm, aveți întrebări, scris pe foaie. Deci o să deschid un pic și Discord-ul. Vineri, sâmbătă, duminică, chiar vă aștept pe Discord. Să stăm mai mult, să reluăm. Și desigur, mâine seară live la ora 19:15. Mâine, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică și luni. Luni după, mai stăm și luni de vorbă și după aia ne retragem în glorie de tot. Uitați că pregătesc un mega quiz pe română cu 50 de întrebări.
pe TikTok, e-română, dar urmăriți-ne și pe alte platforme, pe alte rețele sociale. Facebook, e-română, TikTok, e-română, da. YouTube, tot e-română, nu mai suntem la română, că cineva a avut grijă să ne ia numele, să folosească acest nume pe TikTok. Pace ție, Roxana, toată iubirea. Ce să facem? Despre asta e vorba. Pentru că avrigule omise. Câte costă să intri pe Discord? 9,99 lei pe lună. Nici nu ți-ai nimic de la Ishkender Kebab cu 9,99 lei pe lună. De acolo membru, ai linkul de membru. Ai în descriere linkul și devii membru. Nu se amână, pentru ce să mai amâne, nu mai e gata cu greva, toate sunt bune, toate sunt frumoase. Bine, ne auzim și mâine la ora 19 și un sfert, aveți grijă de voi, o să deschid un pic și Discord-ul după, numai bine!